Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Samp alături de Edi, fratele meu. Zici tu ceva, Edi? Zi orice, zi salut. Stai așa un pic, dau sunor mai încet. Așa, zi salut. Așa, jucăm alături de fratele meu să se spawne și o mașină. Stai, vină înapoi, vină înapoi, vină înapoi. Gata, am spawnat-o. Hai, vină încă. Hai că o scot eu, stai că o scot eu și după aia. Give K. Stai să văd cu ce ID ești. Gifky 862. Intră. O, oh, opa. Gata, intră acum. Mai deodată. Da. Hai să mergem, deci... Stai, ce quest-uri ai? Da, să scriu quest. Quest... Ai... Urcă pe muntele Cilia. Da, să mergem pe muntele Cilia, pentru că ăla e mai ușor decât colectează materialele, nu? Eu l-am văzut. Ce ai văzut? A, păi stai că e mai încolo muntele, din noi aici. A, nu e ăla, mă, Edi, ia munte, las că știu eu ce munte, bine? Să nu mai un pic, să dau și o să dau un pic mai încet, ai, bine. Da. Și dacă vreți să vedeți episodul la Edi pe canal, bă, da și voi un subscribe acolo, să-l ajutăm și noi cu un subscribe. Cred că are vreo 70 de abonați. Sau nu știu câți abonați are, vă duceți și uitați și voi câți abonați are, nu știu câți abonați are acum. Da, și o să vă și el, cred că e episod de zilnic, abar n-am cât o să filmeze și el, nu? Stai, what? Pe aici trebuie să o luăm. Da. Și zici voi în comentarii ce să mai facem. Poate când o să se învețe și un pic de sound, dar nu mai ține așa camera aia, de las-o înainte. Să se vadă pe unde mergem, nu? Dar el n-are moduri, din păcate, deci dacă... Ai de capul meu, ce am luat pe aia, ești nebun. I-am luat în bot pe aia. Ai văzut cum i-am luat pe aia în bot? Da. Da. Și am dat licența, adică am găsit licența de la Bandicam și acum nu se mai vede la cu Bandicam sus la Edim. Deci bine, e bine, nu? Zic eu că e bine, nu? Opa, e bine. Unde e muntele Cilia asta? Nu mai un pic, să vedem. Uite pe ăștia. Rap! Bă, ăștia nu stăia de care ne-am bușit noi? Uite, mă, ce-s pe aici? Așa au ajuns copiii de ziua de astăzi, să-și dorească PC. Pe care, așa, pe care doare prostia, Iro cum o să folosească set Freak Zero, ok, asta e ciudat. Și de acum acolo episoadele ale mele și ale lui o să fie egale, practic, adică când pornesc episodul, pornesc și el și alea. Și câteodată, și, și câteodată o să filmeze doar el sau câteodată o să filmez doar eu. Pentru că, na, why not, nu? Ok, stați-mi un pic. Unde este? A, pe aici bine, pe aici, opa. Pe aici bine, nu? Da, să o ultimă pe ăștia aici nebun. Ai văzut pe aia de acolo, Edi? Ce nebuni, nu? Mamă, mamă. Așa, uite, ia să ceartă pe acolo. Da. Și o să încercăm să îmbunătățim calitatea la canalul lui Edi. Bine, o să încercăm cât putem, adică, na. Hai să... Opa, am pornit nitro din greșeală. Nu, am pornit nitro, fac. Fac, fac, fac. Aoleu, Edi, m-am bușit. Ce se strică? Ușa ta se strică. A, s-a stricat ușa? Am văzut. Opa, opa, nu! Mamă, ce raz nebun, mai văzut. Da. Au zis unii că nu avem calitate, că nu știu, bine, n-are Edi, eu am calitate, what the fuck. Au zis unii că Edi n-are calitate, e logic, frate, canal așa, da. O vreau și el să se apuce de YouTube, tot zicea, bă, Raul, hai, vreau și eu de YouTube, vreau și YouTube, nu, Edi, ai vrut și eu să filmez, nu? Păi zi, da. Da. Păi da, ai zis, nu? Și, na, pana mea, frate, v-am zis, hai, să se îndeplinesc și eu dorința lui și... Eu am făcut și lui un canal de YouTube care a crescut destul de rapid. Adevărul că am făcut promovarea aia, au crescut la 60 de abonați în 30 de minute și nevoie. Wow! Bravo, fată, vin pe contrasens, să te nu morți. Așa. Mergem pe muntele Cilia de acum. Da, da, da. Bine, la tine să se vadă nisip, la mine zăpadă, pentru că eu am moduri, știi? O să, după ce trece iarna, pentru că astea sunt moduri care cer ceva cerințe și dacă ele bag lui Edi, practic o să aibă
10 FPS-uri. Dar o să-i bag ceva moduri de map, de alea. Bine, nu cred că are chiar... Ia asta e. Acum cred că are ceva FPS-uri. Nu, Eddie. Are 93 de FPS-uri, vedeți și voi. Dar se vede urât pe Bandicam. De-aia, dar are 93 de FPS-uri, ceea ce e foarte, foarte bine. Zic eu, nu? Ziceți, zice, e destul de bine? 90 FPS-uri? Laptopul ăla nu e chiar praf. Și de pe laptopul ăla, practic, o să fac el gaming tot timpul, nu? Hai să mergem, uite, pe aici. Uite-l văd. Da, uite asta mare, vezi? Da. Păi îndreaptă și tu camera la tine, să vadă abonații tăi, nu? Ia, prezintă-le la abonații tăi, cum e pe aici? Da, păi prezintă-le, să arată-le cum e pe aici, nu? Ce? Ce să zici? Să zici și tu ceva? Păi zile, că acum și tu filmezi, zici tu la abonații tăi ceva. Cristian merge frățelul meu. Ce naiba! Nu știu ce ai zis. Întreabă-te pe tine. Pe mine să mă întreb? Da. Nu întreb. Pe mine să mă întreb. Păi să mergem cu frățelul meu. La Edin, că se vede că mai am nitro. Asta îmi place. De eu nu mai am nitro la mine, wow. Aproape. Ok. Hai că ajungem să faci și tu ăla cu muntele Cilia, adică să ajungem acolo în vârf, știi? Facem misiune. Da, e ca un fel de misiune, știi? Da. Bine, e misiune, de fapt. E misiune, dar pot să luăm și tactoare. Ia uite pe unde am luat. A, vrei să mergem la fermier după aia? Să ajungi tu fermier? Da. A, păi nicio problemă, mergem. Nu uite, da, da, da. Na, hai că imediat ajungem și noi acolo sus. Nu mă uitați ce se întâmplă. Dar conduc eu liniștit, s-ai liniștit. Conduc eu liniștit, s-ai liniștit, nu? Mă uitam. Da, da, la Eddie eu iau un pic mai mult să-și posteze videoclipurile pentru că are net un pic mai slab. Adică el are prin wireless, îl am prin fir, el are prin wireless, știți? Și merge un pic mai greu, dar... Ce mai mult așa? E bine. Dar nu e problemă. Se obișnuiește. El cu YouTube-ul și cu alea, mă obișnuiesc și eu, pentru că și eu am ceva de muncă, pentru că el nu știe să scrie așa de bine. Adică, nici, cred că de-abia numele știe să și-l scrie cu învățat, dar, na. Ora este 16:45 în acest moment. Da, atâta este. Dar nu poți să-ți cumperi de arme? Ce? Nu poți să-ți cumperi arme. Nu, nu poți. A, ba da, poți să-ți cumperi arme. Opa, stai. Nu știam dacă poți să-ți cumperi arme. Ba da, poți, numai că... Trebuie să mergem la un magazin. Trebuie să ai level. Opa, stai că am luat-o greșit. Nu vezi, trebuia să o luăm, Eddie. Îmi pare de aceea. Uite, pe aici trebuia să o luăm, vezi? Ai bușit mașina de toate aici. Da, am bușit-o, dar stai să ne... O să sărim de pe munte. Vrei să sărim de pe munte? Da! Ce dacă murim? Păi nu murim. Hai să dăm un nitro. Opa! Da! Am dat nitro și am bușit direct. Și n-a venit și n-ai murit. N-a murit. Păi cum să mor dacă tu bușești așa? Nu știu. Dar să zice dacă ai pula nitro. Ia uite mă că l-ai făcut, nu? Dă-o jos? Dă-te jos. Ai făcut quest-ul ăsta așa un pic? Deci, de fapt stai. Yes. Nu l-ai făcut? Stai, de ce nu l-ai făcut? Stai. Gata, l-ai făcut! Yeeeey! Acum unde urcă-te în mașină să sărim de pe munte. Ia stai, motorul ăla e liber. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Ia vino cu mine aici. Vino aici. Stai aici în fața ta, hai. Ia urcă de pe motor. Așa. Aoleu, 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 aoleu. Suntem... Mergem cu motorul, da? Mamă. Aoleu, 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 aoleu. Au! Bine, au! A, se duce motorul! Stai, nu pleca, nu pleca. Băi, nu se duce el. Mă,
O, mă, mai încet, mai încet. Băi, zic, dar nu mai țipa, nu mai țipa, Eddie. Adică am de pe motor. Da, dar nu mai țipa. Și n-ai căzut. Și i-am arătat pe capac. Aoleu. N-am murit. Nici eu, nici tu? Nici eu, nici tu, da, ia, ia stai așa un pic, stai, stai, ce? Ia o tici mașină, faină. Hai să o luăm. Vrei să o luăm? Da. Ia, păi ia-o tu. Păi nu mă F, de pe cealaltă. Și acum dai F, dai pe F. Nu da, G, dai pe F, ca să intri să conduci, trebuie să dai pe F. Ai dat pe F sau pe G? Dai mă pe F ca să poți să o conduci, Edi. Pe F trebuie să dai ca să poți să o conduci. Dă-te jos acum, Adina, dă-te jos. Trebuie să dai pe F ca să poți să o conduci. Pe F. Uite. Pe 2 se pornește. Da, și pe 2 se pornește. Vezi că știi? Hai acum, hopa, hopa, hopa. Hai după mine. Ia uite, Nu, nu veni după mine, mergi pe stradă, mergi pe stradă, mergi pe stradă. Ai, după mine? Au, stai, așteptă-mă, stop. Hai că urc-o cu tine în mașină. Hai că urc. Hai, mergi. Ia uite, să-l pedi, ce fain conduce. Ce faci? Și acum să vă arăt că el conduce, o să tastez. Hai, slăși de tot, salut, băieții. De ce el conduce acum? Na. Bine, vii ușor să conduce, dracu, la 4 ani să nu știi să-ți iau o mașină pe drum. Mă refer la mașină în joc, naiba. Îți place să conduce, de? Ajută-i. O să văd și mie o să văd? Ce să faci? Nu te arunca, nu te arunca. Hai să mergem la fermier, hai să mergem la fermier. Acolo, în față? Da, în față, fix în față. Așa, așa, vezi că știe de aici? Nu, pe cealaltă parte, acolo, pe frate, pe față, așa. Și când ajungem la fermier, închidem episodul? Păi după aia mai filmăm altul. Nu, nu mai am. Un pic? Păi deja filmăm de 12 minute, Eddie. Și deja videoclipul tău e prea mare. Da, până ajungem acolo, uite. Na, bine. Mă duc la un... Rip. Du-te fix în față. Uite acolo. Acolo, Eddie, uite acolo. Ne spun eu degetul, acolo, acolo, așa, așa. Du-te acolo, uite-mă, uite acolo, Eddie. A, pe asta? Da. Uite acolo. Oh, uite-l. Mhm. Opa, vezi, nu te răstori. Și aici oprești, ești după aia, oprești și după aia te dai jos, gata, dă-te jos, pe dă-te jos. Pe 2, apasă pe 2 să oprești mașina. Așa. Și acum dă-te jos. De pe F. Gata. Și acum îți schimbi episodul, nu? Da. Păi, na, dați-l, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la Eddie, pentru că Eddie e, în primul rând, prietenul nostru cel mai bun, frățiorul nostru, adică, da. Și apăsați butonul de subscribe la Eddie, pentru că, na, pana mea, vreau și el să facă ceva abonați, nu? Ce faci, mă? Bă, stai unde te duci. Haplea, stai că trebuie să muncim. Hai, vin încoa să muncim. Așa, păi, oricum, sper că v-am plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye. Stai, adică mie nu merge să-l închid. Gata.